Bună seara, oameni buni, și bine ne-am regăsit la ediția de vinere a emisiunii Daruri Muzicale. Din fața dumneavoastră, Liliana Savin, iar din regia de emisie, colegii mei, Cristina Clara Condurachi, Mircea Brehuiescu, din spatele camerelor, Dumitru Brehuiescu. Avem o emisiune cu aspeți dragi, o emisiune formată din două părți. În prima parte a emisiunii avem câțiva tineri îndrumați de o tânără profesoară, o tânără interpretă de muzică populară. Vă este cunoscută pentru că a mai colaborat cu noi. Este din Darabani, județul Botoșani, o tânără care a îndrăgit de mică folclorul și ține cu tot din adinsul să ducă mai departe ceea ce a învățat și ea la rândul ei, prin copiii pe care îi îndrumă și cu care a venit în această seară la emisiune. Și îi spun bună seara și bine ai revenit, Lavinia Strugariu. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! O prietenă dragă a Rapsodiei TV, tu ai mai fost în emisiunile noastre cu copii, elevi pe care tu îi pregătești. În această seară doar cu o parte din ei. Avem și noutăți, sunt printre ei copii care sunt pentru prima dată aici la Rapsodia TV. Am spus despre tine, ești o tânără interpretă de muzică populară, dar de mică studiezi muzica, ai îndrăgit folclorul și iată, la rândul tău te ocupi de acești copii minunați. Ai terminat ca șefă de promoție Colegiul de Muzică Ciprian Porumbescu din Suceava. Ai terminat și o facultate de muzică, mai precis Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Te rog să ne mai spui și tu, știu că mai ai și alte pregătiri și să nu le încurcăm. Vă mulțumesc, tot ca șefă de promoție adaug aici și la Academia. Bravo, felicitări. Vă mulțumesc, vă mulțumim pentru invitație. Ne simțim foarte bine aici la dumneavoastră și revenim cu drag de fiecare dată să vă aducem noutăți muzicale și noi interpreți de muzică populară, așa cum a zis și dumneavoastră, îndrăgesc foarte mult portul popular și vreau ca acesta să fie dus mai departe de către tinerele talente. Îi apreciez că ei muncesc foarte mult împreună cu mine, muncim zilnic, să avem chiar rezultate. Chiar dacă ați fost în vacanță, vă întâlniți pentru repetiție, așa? Și în vacanță studiem foarte bine chiar, da. Da, ai spus că ai terminat ca șefă de promoție și Academia de Muzică. Știu că mai ai și alte specializări, dacă vrei să amintești, te rog. Da, am terminat și Facultatea de Economie de la Suceava și masterul anul acesta, tot de economie. Și începând de anul acesta, am înțeles că o să predai și la... Da, predau educație muzicală. Am înțeles. Ai avut o vară așa tumultoasă, zic eu, cu multe evenimente frumoase și fericite din viața ta. Iată, ai avut examenul de licență. De disertație, nunta. Ai muncit foarte mult, deci ai avut o vară plină, o vară cum roditoare, pot spune. Sigur că da, și necesită foarte mult timp pentru ca totul să fie așa cum ne dorim. Ca totul să fie oarecum perfect, că noi suntem perfecționiști. A fost nunta cum ți-ai dorit-o, tot cum ai visat-o? Sigur că da. Și cum și-a dorit-o și soțul meu, ne-am consultat și sperăm că invitații au fost mulțumiți. Noi am primit un feedback foarte bun din partea lor. Da, Lavinia Strugariu, ești căsătorită cu un fotograf, hai să spunem și ceva despre soțul tău. Sigur. Să nu se supere, pentru că mereu este alături de tine, Cosmin Gorgan, am zis bine, da? Îl salutăm și pe dumnealui și îi mulțumim pentru că are grijă de tine și mereu este alături și te sprijină, nu? Pentru Sigur că știm că noi da. Că în meseria asta nu am putea face nimic dacă nu avem sprijinul familiei. Și vreau să mai spunem, Lavinia, că de ceva vreme... Sau din totdeauna, nu știu, ai fost catalogată ca fiind fata la orgă. Așa ți se spune mereu? Da, așa mi se spune și așa sunt recunoscută. Tu ai început, cel puțin eu așa te-am cunoscut, ai început vocal. Nu știu dacă eu am dreptate. Da, așa este. Deși tu îndrăgești acest instrument de mică, după câte am citit eu acolo dintr-un... Da, alt interviu al tău. Eu am studiat, fiind la Colegiul de Artă, am studiat și pian, am studiat și voce, și acordeon, și... orgă. Îndrăgesc foarte mult orga, deci primul meu instrument a fost orga. Acum mai cânt și cu vocea? Da. Sau ocazional?
Da, ocazional, pentru că atunci când sunt în echipă cu formația, cu trupa, va trebui să mă ocup la orgă de acompaniere. Cum e așa? Cum te privesc ceilalți colegi, bărbați bănuiesc, nu? Da. Ca tu fiind la clapă, că e ceva așa, inedit, să spunem. M-am obișnuit și... Sau mai rar întâlnit. Da, m-am obișnuit, încerc să rezist, încerc să studiez cât mai mult și să fiu în pas cu ceilalți instrumentiști și sper că totul este bine și că sunt apreciată. Da, este un atu pentru formația, pentru colegii tăi, având așa o fată la orgă, nu? Așa este. Da. Hai să-i prezentăm și pe acești copilași minunați. Bună seara și bine ai venit aici la Rapsodia TV. Îți place aici la noi? Așa, da. Din primele momente, da? Îți place? Da. Da. Ești pentru prima oară la Rapsodia TV, da? Da. Cum te numești? Mă numesc Sofia Strugariu. Câți ani ai, Sofia? 7. 7 ani. În ce clasă ești? Peste câteva zile va începe anul școlar, da? Da. În ce clasă? În clasa Barura de Rabani. În clasa 1, da? În clasa 1, deci vei fi bobocel, așa începi școala. Ce-ai făcut în vacanță? Te-ai jucat? Da, m-am jucat cu prietena mea. Ai mulți prieteni acolo? Da. La tine? Dar spune, de când studiezi tu cu doamna Lavinia? De un an. De un an? Da. Ce ne cânti tu în această seară, știi? De când am ieșit la horă și... M-a făcut mama frumoasă. Ești frumoasă, ți-am mai spus asta și în culise, da? Că ești frumoasă și ea mi-a mărturisit. Știu, doamna, că sunt frumoasă, că nu sunteți prima care mi-a spus acest lucru. Da, bine, felicitări, Sofia. Îți doresc un an nou cu, așa cum, să nu ai emoții la școală, da? Da. Și da. Să ai note bune. Nu mai da. Știu acum cum, cu notele, fără note, cu note. O să vedem noi despre ce o să fie vorba noul an școlar. Îți mulțumesc tare mult și sper să-ți placă aici la Rapsodia TV. Da. Mai departe? Bună seara și bine v-am regăsit. Bine ai revenit, Carla Căruceriu, da? Tu ai ceva vechime aici la noi la Rapsodia TV, ai fost de mai multe ori. Da. În ce clasă vei trece acum? În clasa 3-a. În clasa 3-a și unde înveți? La școala primară numărul 3 Regiu. Așa, ia să-mi spui și tu, repejor, așa, ce ai făcut în această vacanță? În această vacanță am fost la repetiții la doamna Lavinia, mi-am făcut și temele pentru vacanță și am fost într-o mică vacanță cu familia. Cu familia, bravo! Ai făcut așa cam de toate, nu? Da. Deci a fost o vacanță frumoasă. Ce ne cânti, Carla, în această seară? În această seară vă voi cânta Când scripcuța o zărez de Loredana Călin și Când mă latră când e în drum de Alexandru Brădățan. Bravo, bravo. Deci trebuie să specificăm la bine că aici avem și soliști vocali și soliști instrumentiști. Da, deci Sofia va cânta vocal, la fel și Carla. Mai departe. Bună seara! Bună seara! Bună seara, cum te numești? Mă numesc Raluca Xinte. Raluca. Ce mai faci tu, Raluca? La fel, bine. Noi ne cunoaștem de mai multă vreme, că ești da. De mai mult timp la doamna Lavinia, faci canto, de câți ani aproape faci tu? Aproape 2 ani. De aproape 2 ani. Ce ai făcut în vacanță? Eu am mers la tabăra de vară Jujac, am mers în tabără la bunici și mi-am făcut temele de vacanță. Și m-am jucat afară. Într-un cuvânt, a fost frumos, ai făcut de toate, ai fost și în tabără și la bunici, și ai scris, ai și cântat, de toate ai făcut. Aștepți cu nerăbdare școala? Da. Îți place la școală? Foarte mult. Bine. Ce ne cânti în această seară, Raluca? În această seară o să vă cânt Giocului Badea cu Cârță de Angelica Flutter. Așa, da, v-ați gândit voi să vă despărțiți, pentru că alături de tine este și surioara ta, geamănă. Până acum v-am ascultat doar duete, cred, da, dacă nu greșesc, acum v-ați hotărât așa să cântați separat. Da. Hai să vă vedem și separat. Bine. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Maria Xinte, da? Da. Bine ai revenit, Maria. Bine v-am găsit. Cred, la fel am aceleași activități ai avut și tu în vacanță, da. Nu? Ca și surioara ta, nu? Da. Da. Ce ne cânti tu, Maria? Eu în această seară vă voi cânta Haida lumii și-am jucat de Loredana Călin. Așa, aștepți cu nerăbdare școala? Da. Tot în clasa a treia, nu? Nu, a patra. A patra, așa. Bine, Maria. Mulțumesc tare mult. Mai departe, bună seara. Bună seara. Cum te numești? Clara Vatamaniuc. Clara, ești pentru prima oară aici la noi la Rapsodia TV, da? Da. Te simți bine? Da. Da? Câți ani ai, Clara? 7.
7 ani. Și vei merge la școală de luni? Da. Ți-ai pregătit ghiozdănelul? Da, bineînțeles. Foarte bine, bravo! Ce răspunsuri îmi dau acești copii, bravo! Dar pe doamna Lavinia, cu doamna Lavinia de când studiezi canto? De 2 ani. De 2 ani! Și de cum nu ne-am văzut noi până acum? Ai așteptat așa să acumulezi cunoștințe și să fii foarte pregătită? Da. Așa, tu ești la instrument, da? Tu cânți la clapă, da? Da. Dar de ce ai ales tu acest instrument, Clara? Pentru că îl îndrăgesc și am văzut mulți oameni că îl cânt și am decis și eu să cânt. Bravo, Clara! Adică ce te mai întreb și eu? Normal că îți place să cânți la orgă, altfel nu erai prezent aici. Știi ce ne cânți? Cum se numește melodia sau melodiile? Dor cu dor și la mare la dorohoi. Bravo, bravo, Clara! Îți doresc să ajungi așa un instrumentist de renume și să nu te lași bătută niciodată, da? Să mergi, da. Să continui muzica, da? Promiți? Da. Bine, hai. Ia se uită în camere, știe ce are de făcut. La mine nici nu a schițat niciun gest. Nu, prea puțin contează. Mai departe dai microfonul. Da, două fetițe bălăioare, blânduțe acolo, albăstrele. Bună seara și bine ai venit. La fel pentru prima oară la noi în emisiune. Cum te numești? Ia spune. Eu mă numesc Sofia Răducanu. Și câți ani ai, Sofia? Eu am 7 ani. 7 ani. Vei merge la școală de luni? Da. Ai pregătit toate cele necesare pentru școală, da? Da. Ți-ai ales tu ghiozdanul sau mama? Eu. Împreună, da, împreună. Ai 7 ani. De când, la fel, cânti și tu cu clapa, da? La orgă, da? La orgă, da? Da. De când faci orga cu doamna Lavinia? Eu fac orga de 5 luni. De 5 luni? De ce ești bobocel? O să ne descurcăm bine în această seară, nu? Da. Pentru că te-ai pregătit foarte bine pentru emisiunea din această seară, da? Da. Da? Ce-ai făcut în vacanță? Te-ai distrat? Te-ai jucat? Ce-ai făcut? În vacanță eu am mers la mare, am făcut temele pentru vacanță și am mers în vacanță la bunici. Foarte bine, foarte bine. O să dai microfonul mai departe, surioarei tale. Bună seara, suror gemene și voi, da? Și ele, da? Bună seara, cum te numești? Eu mă numesc Alicia Răducanu. Așa. Spune tu, la ce școală învățați? Noi două învățăm la școala 8 din Dorohoi. Așa. La fel, te-ai jucat cu suriora ta și în această vară. O să ne cânți și tu la orgă. Ce ne cânți? Eu la orgă vă voi cânta Hai la joc. Bine, îți place să studiezi cu doamna Labina? Îți place la orele de da. Pregătire muzicală, da? Bine. E severă cu voi? Nu. Nu. Bine, la mai departe, microfonul colegei tale, bună seara! Bună seara! Ești supărată? Nu. Nu, emoționată? Da. Un pic, da, nu ai de ce să fii emoționată, pentru că aici suntem așa între prieteni, sunt colegii tăi, este doamna profesoară, cum te numești? Maia Vădănei. Și câți ani ai, Maia? Am 8 ani. Ai un costum foarte frumos, cu două codițe frumoase, 8 ani, ești la școală? Da. În ce clasă? Clasa a doua. Și unde înveți? La ce școală? La școala 7 din Dorohoi. Din Dorohoi. Foarte bine. Până aici a fost foarte bine. Te-ai descurcat de minune. La fel, cânti la orgă, da? Da. De cât timp studiezi cu doamna Lavinia? De un an jumate. De un an jumate? Uite, mai de mult timp decât colegele tale. Ce ne cânti? Eu voi cânta Țărănească. Așa. Te-ai jucat în vacanța, uite, că o să mergi la școală. Cum a fost vacanța pentru tine? Super! Super, da? Te-ai distrat, te-ai jucat. Bravo, mă bucur că ați avut parte de vacanță frumoasă. Mulțumesc tare mult, să dai microfonul mai departe. Bună seara! Bună seara! Cum te numești? David Strugariu. Uite, porți același nume ca și doamna, sunteți rude? Da. Și tu și Sofia de aici, de lângă mine, sunt nepoții. Da, sunt nepoții mei. De la frați, de la frate, da, de frați. De la frați. David, câți ani ai? 9 ani. 9 ani și în ce clasă ești? În clasa 4. Unde înveți? La școala gimnazială Bajura. Așa. Tu ai o povestioară așa mai aparte. Te-ai născut în Spania, după câte am înțeles, la fel da. Și Sofia. Da. Dar de ceva vreme ai venit în România, vorbești foarte bine limba română, dar spune ceva așa în spaniolă, știi? Da, știu.
Ce ne spui? Ia spune bună seara. Buenas noches. Bravo. Bravo. De cât timp studiezi la orgă? În total ar fi aproape 3 ani. În total. Da, pentru că el a studiat pian clasic în Spania 2 ani și el de un an a trecut pe muzică populară. Ți-a părut greu așa de la muzica clasică la muzica populară? A fost greu? Da. Da? Da. Dar care îți place mai mult? Ce stil? Ce faci acum sau ce făceai înainte? Ce fac acum. Bravo, bravo, că așa noi suntem români și trebuie să ducem folclorul mai departe, da? Da. Ce ne cânți în această seară, David? Vă voi cânta Hora Mare și Sus pe culmea dealului. Bravo, uite, a trecut, nu mai ai de ce să ai emoții. Gata, s-a spart gheața, ești pentru prima oară la Rapsodia TV. Cu siguranță o să mai revii, pentru că suntem aici între prieteni, da? Da. Mulțumesc, mai departe. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ai revenit, Miruna Moldovanu, la fel, o cunoștință mai veche a noastră, eleva la Viniei. În ce clasă vei trece? În clasa 6. În clasa 6, unde înveți, Miruna? La școala gimnazială numărul 2 din Străteni. Acum să te întrebi pe tine ce ai făcut în această vară, nu știu, cu joaca, cred că mai puțin. Da. Am studiat la muzică și mai am fost și în mici excursii cu familia, cu tatăl meu. Bravo, bravo. Așteptai școala? Te-ai plictisit în vacanță? Da. Da? Ți-era dor de colegi, așa? Da, ai? Da. Ce ne cânți, Miruna? În această seară vă voi cânta o Hora din Bucovina și asta e sărba tuturor. Mulțumesc tare mult. Da, uite, la bine am stat de vorbă așa cât de puțin cu fiecare. Sunt copii dezghețați, știu ce să spună. Sigur că da. Da. Eu zic să trecem și la cântate. Vom asculta și pe tine cu două melodii la orgă, da? Eu zic să cântăm, pentru că timpul zboară și în a doua parte a emisiunii vom avea alți invitați, așa că să dăm drumul la muzică. Atât.
ușoare și inimă, ascultă măi. Așa-i moldovean, ca mândră ca floarea, nu-i ca mine alta nici de căuta. Am graiul dulce și inimă curată, nici de căuta, nu-i ca mine fată. E, hai jucați pe lângă mine, să știi cum a cât a rușinii. Rușinea pe pământ și-n ghinină făcut.
Mă lătra, măi.
Lavinia, profesoara lor. Vă mulțumesc, dragi copii. A trecut totul cu bine, ați văzut, au trecut și emoțiile, v-ați descurcat foarte bine și stăteam și mă gândeam, Lavinia, uite că peste ani, poate o parte din ei o să continue, o parte nu, dar eu sper și le doresc să facă, să meargă pe acest drum și peste ani și ani, poate când veți deveni, eu știu, mari artiști, instrumentiști renumiți, să vă uitați așa cu emoție și cu mult drag la această primă filmare a voastră, pentru că, uite, au ocazia așa de la primele acorduri, de la primele cântecele așa cântate la orgă, să se exprime pentru publicul larg, ceea ce noi așa pe vremea noastră nu prea am avut posibilitate. Și îți mulțumesc încă o dată, Lavinia Strugariu, munca ta și meritele tale se văd prin acești copii, o să te ascultăm în finalul primei părți și pe tine cântând la clapă, dacă vrei și să spui și tu așa un cuvânt de încheiere. Da, vă mulțumesc frumos și vă felicit, dragi copii, mult spor și la studiu în continuare, să fiți cât mai buni pe zi ce trece, mult spor în noul an școlar ce vine. Vreau să le mulțumesc și eu familiei mele, nașilor, părinților, soțului și tuturor prietenilor că ne susțin, sunt alături de noi. Le urez multă sănătate, fericire, pace în casele lor. Așa, o ascultăm acum pe Lavinia Strugariu. Revenim în cea de-a doua parte a emisiunii noastre cu alți invitați.